Și mă bucur că a fost... Mă bucur că a fost prezentă și Diana Ionescu sau Isaac, cum o știți cu cilenii, pentru că în urmă cu ceva timp am avut bucuria să o avem prezentă la noi în primărie și am discutat treaba asta că ar fi bine ca femeile din Cugir să ajungă cumva la informații și la ce se discută și în afara țării pe același subiect, pentru că este un subiect foarte important și care trebuie să tratăm cu foarte multă atenție, respectiv lupta împotriva cancerului. Pentru noi rămâne o prioritate să putem depista în cadrul spitalului și, mă rog, cu ajutorul specialiștilor cât mai multe cazuri în stadii cât mai incipiente, pentru că asta ne poate ajuta să salvăm ce este de salvat. Și cu o chestiune, vis-a-vis că discutam cu Diana, nu știu ce ați discutat până n-am ajuns eu, este important ca vaccinurile care sunt omologate și care sunt acreditate și în care avem încredere, să cunoaștem toate plusurile și minusurile, dar până la urmă, dacă copiii noștri pot beneficia de anumite lucruri, să beneficieze. Sigur, asta trebuie fiecare familie cu analiza lor, dar eu spun din experiența proprie că la un moment dat n-am avut suficiente informații și am refuzat niște vaccine pentru fetele mele și acum înțeleg că îmi pare rău. Dar cred că lucrurile astea trebuie să le tratăm foarte științific, nepopulist, informându-le foarte bine și luând informații direct de la sursele cele mai autorizate care să ne dea informații autentice. Asta vrem prin aceste întâlniri, să obținem cât mai multe informații autentice și de calitate. Mulțumim, domn doctor, felicitări doamnelor pentru organizare, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezență.